În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mergi și spune oamenilor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Un cuvânt ieșit din aceeași gură, din aceeași mentalitate, din aceeași idee și din același om care spune să nu spui nimănui nimic. De ce oare Mântuitorul Iisus Hristos cere unora să tacă pentru minunile făcute sau le face ascuns? Și de ce cere Mântuitorul Iisus Hristos unora să meargă să spună cât bine a făcut lui Dumnezeu? Ca să înțelegem că sunt oameni care au dreptul să vorbească și sunt oameni care nu au dreptul să vorbească. Și cum ne dăm seama? În momentul în care minunea era săvârșită într-un mod cu totul aparte, și măsura celui care propovăduia era pe măsura credinței cu care s-a făcut minunea. Și de unde ne dăm seama de lucrul acesta? Dacă ne întoarcem și ne uităm în Evanghelia orbului care s-a vindecat din naștere fiind orb, vom vedea la un moment dat că părinții lui sunt puțin ticăloși și nu au curajul mărturisirii și a răspunderii de a nu se pune rău cu cei de la templu. Și întreabă, copilul vostru a fost orb din naștere? Dar întrebați-l pe el, că e major și poate să spună. Ce ar fi fost așa de greu să spună? Da, copilul nostru a fost orb. Și spune, întrebați-l pe el. În momentul când se duc la orb și îl întreabă, tu nu ai văzut din naștere? Ei spun, da, eu n-am văzut din naștere, dar sunt surprins de întrebarea voastră. Nu m-ați văzut toată ziua cerșind? Deci se și identifică, n-am stat eu în praful drumului și am căpătat de la voi în pălărie câte un bănuț? Dar la un moment dat, insistând și a doua oară, în momentul acela, orbul face o mărturisire care are în substratul ei trei lucruri importante. De ce insistați atât de mult să aflați cine mi-a făcut mie bine? Nu cumva vreți și voi să vă faceți ucenicii lui? După ce l-au spurcat bine fariseii și cărturarii, vă dați seama că nu le-a picat deloc îndămânos faptul că ei n-au putut să facă niciodată așa ceva, cum consemnă Evanghelia. Nici nu s-a mai văzut vreodată ca un orb din naștere să vadă. Și la un moment dat, după ce îl batjocoresc și îl jicnesc la un mod absurd, el le dă o replică cum numai rar poți să întâlnești în insuflarea Duhului Sfânt. Eu nu știu nici cât de păcătos este, nici cât de sfânt este, dar știu clar un lucru. Pe cei răi, Dumnezeu nu-i ascultă. Numai pe cei buni, care nu greșesc, Dumnezeu îi ascultă. Deci iată ce caracterizare face el Fiului lui Dumnezeu, care vine exact în aceeași legătură cu ceea ce spunea Mântuitorul. De mă vădește cineva de păcat, să spună. Deci, în momentul în care acesta a mărturisit că Dumnezeu ascultă numai pe cei ce păzesc poruncile Lui, e clar că Iisus Hristos n-a spus, El a spus cu gura Lui în Evanghelie, eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. De ce v-am împins până în locul acesta? Ca să înțelegeți sensul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus acestui om să meargă să propovăduiască. Era o propovăduire dublă. Întâi prin faptul că a vorbit Iisus cu demonii, deci avem prezentă lumea duhurilor și aici întâlnim, dacă vreți, o nouă ispitire a lui Iisus, care nu-i prinsă în muntele Carantania. În muntele Carantania, dracu, a fost prost. I-a spus așa, aruncă-te de pe templu, lucru inutil, nimeni n-ar face să-și riște viața, indiferent de credință, pentru că Dumnezeu nu trebuie ispitit. A doua variantă, închină-te mie să-ți dau averile. La fel n-a fost convins. Înapoi a mea satană, Dumnezeu, să-i slujești lui unde să te închini. Dar de data aceasta, draci au încercat o capcană. Ce știm noi că străjuiește cel mai mult un om? Slava deșartă,
mândria, înălțarea minții și, dacă vreți, părerea de sine. Și aici ce se întâmplă? Mântuitorul nu gustă Fiul lui Dumnezeu. Nu gustă ispitirea demonică. Cunoaște că cele care se strigă în cetatea Gherghesei nu sunt de fapt laude sau umilință. Haideți ca să vă fac să înțelegeți mai bine. Ai făcut o trasnaie și te prinde procurorul. Tu știi că procurorul e un om aspru și just și nu te iartă, dar când ajungi la el să dai declarații, începi. Întrucât dumneavoastră sunteți un om al legii și sunteți foarte serios și îmi dau seama de rolul dumneavoastră, trebuie să știți că, în general, deci, un fel de abureală, să luăm praful, cum se spune, de pe oale, dar nu ține, pentru că Mântuitorul nu se lasă ispitit de duhul răutății, care de fapt ce făcea? Vroia, frumos spune Ioan Gură de Aur, vroia pe de o parte să afle dacă cel de față este Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, voia pe de o parte să vadă ceva legat de sfârșitul lumii. Și de ce spun de sfârșitul lumii? Ați auzit una din discuții cum sună? De ce ne trimiți pe noi mai înainte de vreme în adânc? Ca și cum ar fi o vreme când trebuie trimiși în adânc. Adică îl făcea pe Hristos să facă teologie cu Satana. Și în cele din urmă, mai mult decât atât, se dau și în grai mincinos, deși n-aveau de unde să știe niciodată, taina e din veac ascunsă și de îngeri neștiută, și spune așa: știmu-te pe tine, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt, cine ești? Păi dacă mă știi, de ce mă mai mărturisești? Dacă tu știi că eu sunt Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt, pentru ce mai îmi strigi numele? Cu un singur scop: să-L vădească lumii, deci să-L vădească lumii, că El este Fiul lui Dumnezeu și cele ce spun nu se vor împlini. Adică vroia să arate că e un profet ca toți ceilalți, care vine și se dă. Deci se știa că de-a lungul istoriei mulți profeți au profețit, dar nici unii n-au profețit cum au profețit profeții Vechiului Testament, deci din neamul lui Israel, deci pornind de la Adam și până în zilele Mântuitorului, nimeni n-a propovăduit sau n-a prorocit pe Mesia. Iisus n-a vrut să se arate ca fiind Mesia cel așteptat, ci a vrut să-L smerească pe diavolul, să-I arate două lucruri. Ce a vrut să-I arate? Aici este un sens de două ori diferit. Întâi, că omul nu trebuie să stea de vorbă cu diavolul, că a stat Adam și a căzut. Deci chiar dacă-s Fiul lui Dumnezeu, nu-i treaba ta, ca să spun într-un cuvânt simplu. Dar în alt motiv, tu poți să vii să mă iei pe mine drept Fiul lui Dumnezeu, dar atunci de ce nu mă respecti și chinuiești zidirea Tatălui meu dacă mă vezi de față? Pentru că aici avem acum un alt tablou. Am terminat discuția pe linia diavol-Dumnezeu și mergem într-un tablou cu totul sinistru. În primul rând, trebuie să avem în evidență două lucruri. Vom mai întâlni, o să vedeți că un evanghelist vorbește de doi demonizați, iar evanghelistul de astăzi vorbește de un demonizat. Se pare că cel de-al doilea, când a scris Evanghelia, știind că a mai fost un demonizat, neștiind că e vorba de același demonizat, a arătat că erau doi. Dar avem niște simptome exacte. Om legat în lanțuri care le rupe, om pus în obez. Ce sunt acele obeze? Erau niște lemne cu o formă de gaură cât îi e fluierul piciorului, te băga cu picioarele în ele, închidea cu lacătul, punea ca un cârlig și tu stăteai acolo. Alea erau mobilizate cu lanțuri într-un zid, într-un crampon, într-un belciug. Și tu nu puteai să fugi. După aceea a pus un lanț, știți ce înseamnă, că ați văzut și pușcăriași în cătuși în ziua de azi. După aceea, alt sens de obez, putea să-l pună cu mâinile și cu capul să stea la fel. Și iarăși le rupea și pleca. Dar avea și niște semne care par atipice firescului normal, dar ele puteau fi și semne, dacă vreți, cum s-ar interpreta în ziua de astăzi, de puseuri de schizofrenie. Un dezbrăcat gol,
ceea ce fac nebunii la socola, ca să spunem, sau când o iau razna de la băutură sau de la o deviere mentală. Nu mai dorea să mănânce ca oamenii, nu mai dorea să locuiască ca oamenii, fugeau în locuri pustii, deci izolarea, deci acel atac de panică pe care îl întâlnim și în viața socială, izolarea, trage perdele pe geam, să nu în casă, să spargi ușa și să-l duci cu salvare la spital. Dar în același timp, și peste asta, vine altceva. Locuitul în morminte. Deci de aici se vedea că erau demonizați. De ce vreau să locuiască în morminte? Pentru că erau împărțite părerile Vechiului Testament legate de două lucruri. Și de reîncarnare, adică de umblarea duhurilor aiurea, că și noi avem în popor tradiția aceea, băi, când treci noaptea pe lângă cimitir, să-ți cruce cu limba, ca să nu vină vreun diavol. N-au nicio treabă. Diavolii se tem de oameni, fug de rup pământul. Oamenii s-au făcut mai răi ca dracii, spune Moise Arapu în Pateric. La vremea de pe urmă, mirenii vor fi ca dracii. Este cuvântul Sfântului Moise Arapu. De ce? Pentru păcatele pe care dracii nu le fac, nu că ar fi agresivi. Nu, oamenii nu sunt agresivi, dar dracii nu fumează, dracii nu curvesc, nu fac sodomie, nu fac gomorie, dracii nu fură, nu se înșală unii pe alții, sunt un tot unitar, ei se slujesc unii pe alții, ceea ce noi creștinii nu facem. De-aia spune că suntem mai răi ca dracii. Iar Nil, izvorătorul de mir, un scriitor al Sfântului Munte, care e un manuscris mai vechi, spunea așa, că diavolul când vede doi oameni făcând păcat se depărtează pentru că firea lui e îngerească și feciorelnică, nici nu stă de față. Și spune, dracu m-a îndemnat, scurvesc, s-o crezi tu, plăcerea din tine. N-are nicio treabă, s-ar să el își rupe poalele fugând. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că acesta era specificul demonizării. Faptul că el trăgea la morminte. Deci impresia aceea macabră. Și apoi mormintele în Orient, acolo la în zona Ierusalimului, nu scala noi. La noi ai cruce, grilaj, cavou, deși în cimitir n-ar trebui să te temi că ești numai între cruci. Acolo e o placă și chetroaie puse deasupra. Fiecare care cinstește mortul trece și lasă un bolovan, ca cei care trec să vadă că a fost cercetat de cineva. Păi îți faci un morman mare. Ai, de exemplu, dacă eu aș avea o biserică de prieteni, aș avea 20 de metri cub de bolovani pe groapă, că fiecare lasă un bolovan. Ăsta e tipicul. Și acelea se numeau morminte, iar din acele morminte puteau să iasă duhuri, suflete rătăcite, chinuite, amărâte, care la rândul lor, în concepția reîncarnării din Vechiul Testament, care circula la vremea de atunci cu toată libertatea, puteau crea impresia aceea de panică. Și de unde știm? Cine zic oamenii că sunt eu? Și spun apostolii, unii spun că ești Moise, alții spun că ești Ilie, alții spun că ești altul dintre profeți, adică se refereau la Ioan Botezătorul. Dar voi cine spuneți că sunt eu? Tu ești Fiul lui Dumnezeu cel preanalt. Dracii au ascultat această discuție și au băgat-o la cap și au folosit-o la momentul cuvenit ca să poată să aibă argument la înfricoșata judecată. Când va sta Fiul omului pe scaun de judecată cu Sfinții Îngeri, să zică, Doamne, Creatorile al Cerului și al Pământului, noi am fost stingheriți de Fiul Tău în lucrarea noastră, Iisus nu i-a luat așa. Nu le-a făcut niciun rău, pentru că misiunea lor e una stabilă și folositoare nouă. Când Sfântul Atanasie al Atonului îi bătea cu ciomagul, că avea puterea să-i vadă și să-i cocârjească în bătaie, s-a arătat Maica Domnului și i-a spus să nu-i bați Atanasie. Ei sunt neputincioși, dar sunt doctorii voștri. De n-ar fi diavolii, nu ne-am cunoaște patimile. Și necunoscându-ne patimile, nu ne-am mântuit că n-am fi ispitiți. Dar fiind ispitiți, primim cununi și în felul acesta dobândim cerul. Deci iată ce rol au și dragi în viața omului. Dar de data aceasta, acești dragi își depășise, depășise atribuția. Ce găsim scris la Iov? Că i-a dat voie diavolului să se lege de trupul lui, i-a dat voie să se lege de averea lui, i-a dat voie să se lege de animalele lui și de copiii lui, dar nu de sufletul lui. Dracii, intrând în acești demonizați, fie doi sau fie unul, nu mai comentăm, ce-au făcut de fapt?
au atins partea rațională și cuvântătoare din om și dumneavoastră ați văzut vreodată și după Revoluție chiar a fost o modă la noi, la români, să îndrăceau așa parcă pe bandă rulantă, pe toate bisericile zbierau ca căpicheații. A fost o slobozenie a diavolului imediat după Revoluție ca să-și arate și el jocul. N-a ținut prea mult pentru că orice nu-i de la Dumnezeu se împrăștie. Dar dacă ați văzut, poate pe la Cuvioasa vreodată sau cu altă ocazie, un demonizat din ăsta zbiară, face ca vaca, ca porcul, ca toate animalele, zici că e un autist din ăla necontrolat. Dar ei, de fapt, fac acest lucru involuntar de voința lor. Deci este chinuit omul lăuntric, nu omul din afară. Și ca să demonstreze Iisus această subțirătate a bolii, ca să nu-i mai spunem schizofrenie, ca să nu-i mai spunem sindrom discordant și alte denumiri pe care le dă spitalul Socola atunci când îi tratează cu categoria de neuroleptice, lasă următoarea interpretare. Tu să taci! Îi strigă diavolului care vorbea din om. Că acum el nu mai vorbea urât, vorbea bine. Deci dracu chiar dădea dovadă de bună teologie. Știi, mute, Fiul lui Dumnezeu, cine ești? De ce ai venit să ne chinuiești pe noi și să ne trimiți mai în adânc mai înainte de vreme? Ce înseamnă trimiterea în adânc mai înainte de vreme? După dogmatica ortodoxă, se știe că la sfârșitul lumii, când va veni parusia, a doua venire a Mântuitorului și se va judeca lumea, dracii se vor chinui cu păcătoșii în iad, la fel cum se chinuiesc păcătoșii. Acum dracii nu simt munca, ci o aplică ei păcătoșilor pe care i-au acaparat și i-au câștigat. Dar atunci vor chinui împreună și ei, la fel ca sufletele ticăloșilor. Deci și dracii vor căpăta aceeași neputință pe care o au sufletele pe care le-au chinuit. Și stau împreună acolo și se chinuiesc. Ei, dracii se tem de iad, spune în epistola lui Iacov. Dracii cred și se cutremură. Dar în ce cred? Cred în mânia lui Dumnezeu pe care l-au supărat pentru că au văzut cum le-a fost căderea. Dar dracii ăștia erau parșivi, erau un fel de vagabonzi de stradă. Erau niște draci proști neformalizați cu noutatea mâniei lui Dumnezeu sub forma de fiu al omului. Ei nu cunoșteau taina chenozei și întrupării, nu știau că la Iisus este chip de slugă lui Dumnezeu ca să-l facă pe om împărat, că era o lucrare de mântuire. Au venit și au dat cu presupusul, dar în clipa aceea Mântuitorul le-a tăiat-o scurt. Taci! Cuvântul a tăcea la Mântuitorul nu era un cuvânt în care poruncea să înceteze discuția, ci poruncea să nu se amestece întunericul cu lumină. N-avea cum Iisus, lumină fiind, și Dumnezeu, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, să discute cu niște creaturi căzute. Și în clipa aceea, ca să le arate că nu i-a oprit să vorbească, i-a și întrebat, care vă este numele? Deci, vedeți, îi cunoștea ca Dumnezeu ce categorie și ce lucrare au. Și ce a spus dracu? Legeon. Aici toți tâlcuitorii patristici, tâlcuitorii Sfintelor Evanghelii arată. Legion înseamnă legiune. Legiunea înseamnă un număr de ostași, 1000 sau 2000. Așa erau cohortele romane. Și ce făceau acești draci în mulțimea lor? Stăteau toți înghesuiți în acel om și îl chinuiau după mulțimea păcatelor lui. Dacă luăm Filocalea 6 și căutăm păcatele la Sfântul Isihie și la Nichita Sitatu și toți care înșiră păcatele omenești, vom vedea că acolo sunt sute, sute de păcate omenești și dacă vreți să le vedeți din curiozitate, luați un îndreptar de spovedanie pentru monahia Părintelui Cleopa de la Mic Verde și vedeți că sunt înșirate acolo toate, iubirea de sine, părerea de sine, înălțarea, îngânfarea, cumpănirea de sine, cutezanța de sine, vă leu, nici nu mi le aduc aminte, sunt foarte multe. Și sunt atât de subțiri încât noi nu ne dăm seama. Ei, toți acești dragi frecau psihicul acestui om și îl chinuiau și îl necăjeau și îl nenoroceau, făcându-l să pară nebun în ochii celorlalți, să fie izolat, să fie legat, să fie izgonit, să fie, cum să spun eu, exclus. Dar Mântuitorul a venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși.
În momentul când i-a spus ieși, Satana a fost suficient de pervers să întrebe unde să intrăm. Nu era firesc să ducă în văzduh, că acolo e locul lui? Dacă au căzut din cer și au venit în interstelarul pe care îl trăim noi, în spațiu planetar, în atmosferă, să stea acolo, că acolo e locul lui. L-au luat cu tâlc. Unde să intrăm? Și Mântuitorul, ca să le arate ucenicilor de ce este în stare Satana, le-a spus: intrați în porci. Era acolo o turmă, ați văzut, unii spun ca la 2000, alții ca la 3000 de porci. Au intrat draci în acei porci. Dacă ați fost vreodată la Ierusalim, ați văzut că intrarea la Marea Tiberiadei e pe două părți. Și pe partea de nord, spre Podișul Golan, care e și Ținutul Gherghesei, acolo sunt niște dealuri, este și creasta muntelui de unde voiau să-L arunce pe Iisus și locul unde Iisus chiar s-a suit și a găsit demonizații, care pe atunci erau un Ținut Gherghese sau un fel de sat. Și este și pe partea opusă spre sud, care ține de un orășel, nu știu care este exact acolo, în coada Mării Galilei, și se merge pe partea de dedesubt și numai dacă treci prin partea de nord, dai de acea Galilei. Și sunt niște dealuri, cum ar fi mănăstirea plasată aici. Deci cum ne-am uitat noi spre pădure, dar mult mai abrupte și mai înalte, niște dealuri sterpe unde creșteau roșcove și porcii pășteau. Ce au făcut dihăniile de porci? S-au demonizat, că au intrat dracii în ei, și toată turma s-a pornit de nebună și s-a aruncat în Marea Galilei. S-au necat, bineînțeles, au devenit mâncare peștilor. Dar ce este interesant, că dracii au jucat o carte dublă. După ce că le-a dat voie să intre în porci și să au distrus acea turmă, deci au făcut în primul rând o pagubă de factor economic. Vânzând oamenii ținutului acelea porci, aveau bani de trai. Deci foarte bine gândită de Satana ideea, dacă produc o pagubă materială, automat stârnesc furia omului necredincios sau puțin credincios sau chiar necredincios de tot. După aceea au ieșit din porci frumos, că doar nu era proști draci să stea în apă, că doar nu sunt pești să dea din gură și să absorbă oxigenul din apă. Au ieșit frumos din apă. Și au intrat în toți oamenii din ținutul acela. Și de unde ne dăm seama de conținutul acestei idei? La un moment dat, când Iisus s-a întors din scurta călătorie prin ținutul respectiv, a văzut un om sănătos, îmbrăcat în haine, vorbind normal, care i s-a închinat, a vrut să-L cunoască pe Cel ce L-a vindecat, dar lucrurile n-au mai fost așa. În clipa următoare, după ce s-au mirat toți oamenii din ținutul acela și nu le venea să creadă că un om demonizat poate fi sănătos, l-au rugat așa. Vedeți ce frumos i-au spus: Iisuse, pleacă din ținuturile acestea. Ne-ai făcut bine, dar mergi sănătos. N-avem nevoie de minunea ta. Deci, respingerea categorică a lui Dumnezeu în schimbă ce? A materiei. Ce-a vrut dracu să-i arate lui Iisus? Nu te-ai închinat tu mie când ți-am spus pe acolo la Carantania: închină-te mie să-ți dau toată slava lumii acesteia. Dar vezi că cei pentru care tu ai venit în lume să-i mântuiești vor ceea ce tu respingi? Vezi că n-aveți aceeași concepție? Vezi că degeaba te, chinuiești? Degeaba faci activitate mesianică? Degeaba te străduiești? Degeaba te strofoci? Vezi că sunt ai mei? De aceea Mântuitorul în una din Evanghelie a folosit acest termen: eu vreau ca tot să fie una, ca din câți mi-a dat Tatăl, pe niciunul să nu-L pierd. Aici era chestiunea pentru care punea Iisus accent pe treaba aceasta. Pentru că și-a dat seama că oamenii sunt atât de influenți la ceea ce înseamnă mâncare, băutură, viață și trai lumesc și obișnuit, încât oricând se pot lepăda de Iisus pentru un bine temporar. De aceea una din metodele cu care au venit persecuțiile romane, pe vremea când după învierea lui Hristos, când s-a temeluit Biserica Primară, Biserica Universală Creștină, deci Biserica Ortodoxă, ca să-i spunem, dar pe atunci nu era ortodoxă, că era o singură biserică, că n-avea abusul cu ruptura de la 54,
Care era persecuția împăraților creștini? Să-i poată determina să se închine la idol, le lua averile, le lua legătoriile, le lua funcțiile, le lua pământurile, le lua casele, le lua copiii sclavi, le ucidea soțiile sau bărbații, până îi făcea pe toți să se închine la idol, deci îi ducea la rătăcire. Cei care care au refuzat și n-au fost de acord, bineînțeles că au murit ca martiri și îi avem azi în calendarul ortodox. Dar majoritatea și mulți erau care se rătăceau și o făceau de frică sau se gândeau și așa, știu eu cât am stres, măcar cât trebuie să-mi fie bine. Ei, Iisus a intuit acest lucru și și-a dat seama că Satana i-a dat un... De fapt, ce a vrut Satana în profesoratul lui practic să-i arate? Iisuse, degeaba te strofoci tu și mi-ai demonstrat mie 40 de zile de foame în carantania, când eu îți arăt că cei pentru care tu te slujești și te chinuiești sunt de aceeași mentalitate cu mine. Iisus a plecat din ținutul acela, sub nicio formă n-avea să stea acolo. Deci, important este că s-a folosit de un lucru, în schimb. Pe cel pe care l-a vindecat, pentru că era un lucru nemai întâlnit și nou în zonă, i-a spus așa, de acum încolo, deci de fapt în mod involuntar sau în mod indirect, ce i-a spus? Tu vei fi apostolul meu. Nu stau să-mi pierd vremea cu betegii ăștia la minte. Ăștia sunt reduși mental. Și de ce erau reduși mental? În primul rând, făceau trei mari greșeli. Unu, spune Teofilact al Bulgariei, n-aveau voie să crească porci, că erau animale necurate, dar ei nu îi creșteau pentru ei să-i mănânce, îi creșteau să-i valorifice celor de alt neam, păgânilor, dar ieșa bănuțul, ca și cum creștem noi astăzi, melci, broaște, și ca să le trimitem la italieni. Mergem și muncim în Italia și le mâncăm tot noi. Al doilea, au ales între materia trecătoare și Dumnezeu care e veșnic, materia trecătoare, și trei au ales între a-L respinge pe Dumnezeu pentru bunăstarea lor. Deci, n-avem nevoie de Dumnezeu, alt cuvânt care se împlinește, cine n-adună cu mine risipește. Și în felul acesta, Iisus a zis, sunt prea mici și mărunți la minte să-mi pierd eu vremea cu ei. Mergi tu și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci, cel mai măsură era îndrăcitul să propovăduiască în zona respectivă cât bine a primit de la Dumnezeu prin vindecare, că acum era un om sănătos și putea pe propria piele să povestească ce a suferit înainte și cum se simte acum când este un om normal. Exact ca un om care după ce a trecut printr-o spaimă grozavă, un accident de mașină sau ceva, o nenorocire, ai fost prins, ai fost bătut, ai fost chinuit, poate ai fost maltratat, sechestrat, mă rog, în fine, povestești după aceea, hai să vorbim altfel. Ce povesteau bătrânii noștri din vremea războiului? Ei, noi le ascultăm ca niște povești. Ei au trăit în fluierătura aia de gloanțe, de tunuri, de bombe, de moarte, de viață, de sânge, de urgie. Ei, mergi și spune-le că sunt întunecați la minte. N-a mai pierdut Iisus vremea cu ei. Nu era momentul și nu asta era scopul. Le-a lăsat acolo, cum se spune, bomba dezamorsată. Las că vă las eu apostolul vostru din ținuturile voastre. Ăsta n-are un să plece, e localnic de ei. Și o să vă povestească până vă obosește. Ca drept dovadă că Gherghesa a dispărut și Evanghelia lui Iisus a rămas. Dar, în schimb, concluzia pe care trebuie să o avem noi este de genul acesta. Cel din tâi lucru care ne rămâne nouă de bază și fundamental, trebuie să ne păzim de demonizare. Demonizarea începe de la patim. Când ești un curvar notoriu și un bețiv notoriu, un fumător notoriu și un borfaș notoriu, ești un demonizat. Demonizat e o demonizare a trupului. Din această demonizare a trupului, încet, crește criminalitatea, nesimțirea, înfundarea pușcăriei, Doamne ferește, tot felul de nenorociri și atrocități care se pot întâmpla în jurul nostru și le vedem și le trăim cu ochii noștri. După demonizarea aceasta trupească, vine apoi demonizarea minții. Din mândrie și părere de sine, justificarea de sine, ca să-i spunem așa, pe șleau, cum se numește păcatul acesta, vine să justifice că tot ce am făcut este corect, normal și permisibil.
Dacă îi spui la unul, băi, nu e bine că bei, uite, îți distrugi familia. Băi, nu-mi da tu mie sfaturi, ce-mi crești tu copiii, mi-i hrănești tu sau ai tu grijă de casa mea. E o justificare de sine. Strici, să spunem, familia, dai divorț, te partajezi, te nenorocești, câte întâmplări nu sunt. Și îi explici, băi, nu-i bine, lasă, băi, nu-mi da mie sfat, știu eu ce am de făcut. Nu, mai iubesc, gata, m-am săturat, am găsit eu altceva. Ei, deci acolo e deja vorba de demonizare a minții. Omul nu mai primește cuvântul lui Dumnezeu și spune în pateric, este o pildă la un avă părinte, care spunea așa, să nu te temi de cei ce păcătuiesc, să te temi de cei care nu primesc cuvântul lui Dumnezeu și încep în ordine crescătoare să judece. Întâi, învățăturile Sfintei Scripturi, apoi faptele Sfinților, apoi legile lui Dumnezeu. N-avem noi oameni care spun, dar dacă e Dumnezeu așa grozav, de ce e atâta rău pe pământ? Dar dacă e Dumnezeu așa grozav, de ce merge mie nu știu cum? Dar dacă Dumnezeu e așa de bun, de ce e atâta suferință? Datorită păcatelor și încăpățânărilor noastre se întâmplă toate aceste lucruri. E răsplata lui Dumnezeu pentru impertinența și parșivenia cu care ne batem joc noi de legea Lui. Deci cu cât suntem noi mai nepăsători și mai irresponsabili, cu atâta ne ia El în șuturi. Ca să știți. Și ne joacă ca pe o minge. Ați văzut ăla de la televizor care o poartă jumătate de oră pe picior și nu cade. Așa face Dumnezeu cu om. Atât îl șutuiește până într-o zi deschide ochii și spune, Doamne, într-adevăr, cred că-s prost, mi-am dat seama, cu mine ai treabă, hai să mă opresc. Și se oprește omul, că n-are încotro. De ce vă spun lucrurile astea? După demonizarea minții, poate veni și demonizarea intelectuală, rațională. Cum adică? Faci 7, 8, 9, 10 facultăți, te umpli de studii până nu mai poți, dar legea lui Dumnezeu îți vine greu să înveți. Mă, știi crezul? Nu. Știi Tatăl nostru? Nu. Știi Împărate Ceresc? Nu. Băi, dar te-ai spovedit vreodată? Nu. Deci ăla este un demonizat intelectual. De ce? A învățat toate lucrurile profane, a fost capabil să folosească inteligența, dar pentru voia lui Dumnezeu n-a putut găsi măcar un pic. Și apoi, în cele din urmă, încet, 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 vine demonizarea duhovnicească. Și am să ziceți, cum de este demonizarea duhovnicească? Este. Și mai periculoasă ca toate. În momentul în care dracii teologi vin și-ți freacă mintea și ți-o sucesc ei cum le place lor, te trezești dintr-un bețiv ortodox, dintr-un curvar ortodox, dintr-un golan ortodox, cu șanse de mântuire prin suferință și încercări de la Dumnezeu, un desăvârșit baptist, un desăvârșit penticostal, un desăvârșit ehovist, un desăvârșit evanghelist sau alte religii. De ce? Ai schimbat religia că a fost mai greu să schimbi năravul. Și spune, zice, părinte, zice, dacă ai ști ce s-a schimbat cu tare, nu-l mai recunoști. Păi cine era el și cine era? Să vedeți ce om serios a devenit. Păi după ce s-a luat dracu Duhul Sfânt, te lasă cea mai proastă animală de pe pământ. Deci n-are nevoie să te mai vadă curvind, bând, fumând și făcând rău. Că tu ai pierdut Duhul Sfânt prin lepădarea învățăturii celei drepte. Și ești a lui definitiv. Cu curvarul are treabă, că ala se poate opri și îl pierde. Cu bețivul se poate opri, că îl pierde. Oricând, dar din sectă nu te-a mai întors nimeni, acolo mori și cu trupul și cu sufletul. De aia se cheamă demonizare spirituală, nu duhovnicească. Și ultima este demonizarea sufletească, pe care am avut ocazia să o trăiesc și să o ascult cu urechile mele în următoarele cuvinte. Părinte, nu-ți bate gura degeaba că nu mă interesează. Eu sunt fiul diavolului și vreau să fac voia lui. Te deranjează cu ceva? Nu, nu mă deranjează cu nimic. E voia dumitale. Și atunci, dar ce ai mai venit la biserică să faci pomelnic? A, m-a tras nevasta cu sila. Adică ea l-a adus în ideea că poate, 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 vezi, Doamne, discutând omul cu un preot, ar mai învăța ceva. Nu se insistă la asemenea probleme. Dar trebuie să te cutremuri și trebuie să te spăimântezi când vezi asemenea elemente, pentru că ei, într-adevăr, sunt în totala inconștiență de sine și nu știu ce fac. De aceea și Mântuitorul a folosit de mai multe ori același termen. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Nu le socoti lor păcatul.
Deci cred că și voi trebuie în rugăciunile voastre acasă să faceți pentru vecinii din bloc, pentru vecinii din scară, pentru vecinii din sat, pentru cei de la locul de muncă, că întâlniți tot felul de cretini în toate direcțiile. Dar puteți folosi cu adevărat această rugăciune. Doamne, miluiește-i că nu știu ce fac sau nu le socoti lor păcatul. Într-adevăr, ei nu-și dau seama că satana i-a cuprins. Și ultima treaptă, deci după demonizarea sufletească, adică neîncrederea, necredința, neevlavia, nepăsarea, amânarea pocăinței, moartea sufletului mai înainte de moartea trupului, spune Filocalea 6, urmează apoi demonizarea totală, definitivă, și așa îl găsești pe unul mort la bufet cu sticla în buzunar, unul sinucis pe linia de tren, unul spânzurat într-un copac sau în podul casei, sau pe unde îl mai găsești, prin baie și așa mai departe. Deci aceasta este esența Evangheliei de astăzi. Fugiți de satana și de toate lucrurile lui. Și nu e un lucru care se spune în Evanghelia de astăzi. Îl auziți din gura nașului care la botez ne ține în brațe pe toți și primul lucru înainte de a începe botezul, exact același lucru mărturisește. Mă lepă de satana și de toate lucrurile lui. Spune de trei ori. Și la după aceea preotul îi spune, suflă și îl scuipă pe el, adică leapă-l de la tine. Lepădați lucrurile întunericului și fiți fii ai luminii, să umblăm în lumină cât avem lumina. Amin. N-a venit să aduc pace, ci să...